Juriștii nu s-au pronunțat în privința legalității acestei hotărâri, dar prefectul Ciprian Florescu a lăsat să se înțeleagă că dacă primăria are bani pentru remunerația avocaților, acțiunea este una perfect legală. Am solicitat câteva lămuriri în ceea ce privește posibilitatea de angajare a cheltuielilor pentru un astfel de contract care ar putea fi încheiat cu o firmă de avocatură. Din materialul care ne-a ajuns nouă, nu reieșea exact dacă ei au posibilitatea să angajeze astfel de cheltuieli sau nu. În momentul în care vom primi răspunsul, vom putea să ne exprimăm și noi în ceea ce privește legalitatea acelei hotărâri de Consiliu. Dacă ar avea acești bani, gradul de oportunitate este stabilit de Consiliul Local, deci n-aș vedea care ar fi problema. Iar bani există. Viceprimarul Aurel Popescu susține că în momentul în care s-a propus această hotărâre, s-au luat în calcul toate aspectele, inclusiv cele financiare. Cu siguranță există posibilitatea aceasta. Am discutat cu doamna director economică a primăriei municipiului Târgu Jiu acest lucru. De altfel, domnia sa a anunțat și în ședința de Consiliu faptul că există bani, există posibilitate de finanțare a acestei operațiuni. Nu este nimic ilegal. Luna trecută, consilierii locali au aprobat angajarea unei case de avocatură pentru procesul cu ANAF, instituția cu rol de control descoperind o fraudă de circa 2,2 milioane de lei în bugetul primăriei, după ce municipalitatea a cumpărat ornamente de iarnă.